Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea restantă pentru cei născuți în semnul leului sau cu soare, lună, Venus, ascendente leu. Partea de dragoste, de intimitate, de sexualitate. Permiteți-mi să vă transmit câteva mesaje. Înainte de a începe etalarea, vreau să vă arăt ceea ce nu neapărat să se arate. Regele de cupe, care după cum arată, mi-aduce aminte de fapt de un rege de bâte. Are părul roșu și barba roșie. În general, sunt semnele de foc care au asemenea trăsături. Probabil, ori regele de cupe are planete în semn de foc, ori leul, că vorbim despre leu, da, are planete în semn de apă sau are o persoană foarte dragă în semn de apă. Este posibil pentru unii, dar evident, mesajul este pentru unii dintre voi, puteți să inversați pozițiile, dar este posibil să fie vorba de un domn mai în vârstă care are o dragoste specială pentru o femeie mai tânără decât el. Și este o dragoste foarte profundă. După cum vedeți, cei doi se simt foarte bine împreună și n-au nevoie de gesturi mari ca să își dovedească dragostea asta și o simtă și să se simtă confortabil unul lângă celălalt. Cred că poate pentru unii dintre voi această dragoste profundă nu contează nici diferența de vârstă, nici dacă regele e de fapt regină, trecând peste aceste detalii. Această dragoste profundă trece undeva dincolo de sexualitate, dincolo de fizic. Este o dragoste în care comunicați emoțional, fizic, sexual, dar și mental. Probabil că nu mai știți nici voi, sau cel puțin acest rege sau regină ce-o fi reprezentând, unde este limita între dragostea erotică, dragostea frățească, părintească pentru o anumită persoană. Atât de mult înseamnă această persoană în viața voastră. Acesta a fost un mesaj ca să faceți diferența. De obicei, în etalările mele primiți mai multe mesaje. Dacă etalarea în sine nu rezonează cu voi, poate mesajele acestea scurte. Amestec un pic cărțile, acum le tai, da? Soare, lună, Venus, ascendent în leu, iulie, august 2019, cum vreți voi să fie, dar, evident, timpul e fluid, nu punem calendare în această zonă ezoterică și erotică. Ce vă doriți, ce își doresc ei? De ce vă este vouă frică? De ce le este frică lor? Haideți să vedem. Ce vă doriți? Lei, da? Ia uite, Doamne, deci într-adevăr trebuia să fie mesajul pentru cineva anume. Am amestecat cărțile? Le-am tăiat în fața voastră? Iar a apărut. Cu siguranță o mare, mare dragoste aveți pentru cineva. Posibil semn de apă. Am zis și mulți astrologi și cititori în cărți sunt de acord cu mine că regele de cupe poate să fie foarte adesea asemănat cu o persoană în semnul leului. Asta pentru că leii sunt foarte inimoși, bărbați sau femei, în momentul în care iubesc cu adevărat, așa cum face acest rege de cupe. Ce frumos, ce frumos! Ce frumos este când nu vă limitați doar la fizic. Ce frumos când n-aveți nevoie de gesturi grandioase ca să simțiți erotismul, dorința celuilalt și siguranța că sunteți iubiți. 8 de cupe. 8 de cupe. Ce-și doresc ei? 8 de cupe. De ce vă este frică de valetul de spade? Și lor de ce le este frică de regina de monede?
Este posibil, nu pentru toată lumea. Aduc aminte de câte ori este, de câte ori pot. Nu pentru toată lumea, dar este posibil unii dintre voi să fiți într-un trio. Și acestui rege de cupe să-i fie teamă să spioneze un pic mai mult despre persoana dragă, nu cumva să afle că este cu cineva. Deși o iubește imens, este o teamă, probabil datorită diferenței de vârstă. Conștientizează că, la un moment dat, doamna, chiar dacă îl iubește și ea tot la fel de mult ca el, probabil, la un moment dat, fizica aici este totuși o etalare intimă, da? La nivel fizic, să aibă totuși nevoie și de altfel de energie mai aproape de vârsta ei. Spun asta pentru că 8 de cupe în acest moment îmi sugerează două scenarii. Pe de o parte, doamna seamănă foarte bine și în această poză, și aici, eventual și aici. Una cu cealaltă. Însă, în această poză este un alt bărbat. Ce își dorește? Cred că își dorește și mai aproape de vârsta ei. Cred că își dorește o mare pasiune, eventual, sau să vină. Așteaptă pe cineva în viața ei, o persoană mai apropiată de vârsta ei, la fel de pasională, da? Avem roșu, da? Persoana e bine făcută, are mușchi. E lucrat, își lucrează corpul. Și în primul rând dovedește mare pasiune, poate un pic și mai agresiv, mai mult sau mai puțin asta. Ideea este că își dorește această persoană să vină în viața ei. Asta o variantă. Și probabil că regele de cupe, care este extrem de intuitiv, simte în acest context. Trecând peste primul mesaj, de acolo puteți să luați și alte detalii, trecând peste primul mesaj, este posibil ca el să simtă că ea se poate gândi la altcineva în timp ce o mângâie. Deși, repet, dragostea este foarte profundă între amândoi. Însă există clar o diferență de vârstă, care la un moment dat se simte, cel puțin fizic, și din acest motiv este teamă să cerceteze. Valetul de spade, da, este o persoană care spionează. Iar este un alt bărbat în spatele femeii, da? Aici femeia este extraordinar de nonșalantă. Aici este confortabilă, se simte ca acasă, da? Am spus, este posibil dragostea dintre ei să nu mai aibă limita între dragoste fizică, părintească, erotică, frățească. Atât de profundă este. În cazul acesta, de ce este frică ei? De regina de monede. Poate, fiind aici în poveste, în scenariu, un rege care o cheamă să fie regină, este teamă că va trebui să renunțe la această a treia persoană ca să-și mențină statutul de regină. Da? Eventual, în nopțile în care îi se face dor de el, de acest domn, al doilea domn, mai tânăr, mai apropiat de vârsta ei, poate mai pasional, este teamă că va trebui să renunțe la această pasiune, da? Să-l țină oarecum la picioarele ei, eventual ea să se mulțumească cu ea însăși în acele momente. Și asta e. Să trebuiască să facă un sacrificiu pentru a-și menține această poziție de regină. Pentru alții, ce avem aici? Ia uite! Avem o căsnicie, marele preot, ori un trio. Din păcate, taurul, da, marele preot, că e taur, că e mare preot, poate această persoană are ceva planete în semnul taurului. Este un om extrem de potent, de pasional și probabil că doamna simte. Trecând peste această poziție, în poveste, în cazul în care nu este niciun trio,
Doamna își dorește, pentru că 8 de cupe înseamnă foarte mult. Dar în aceste de cărți nu trebuie musai să ne limităm la... Și nimeni nu ne obligă să ne limităm în niciun set de cărți la înțelesurile clasice. Am spus că 8 de cupe îmi sugerează mai multe lucruri. Am spus că mai este o altă variantă în care doamna și-ar dori, doamna sau partea, partenerul leului, partenera, își dorește să comunice și altfel, într-un mod mai dinamic. Aici parcă ar părea totuși că dansează. De ce nu? Ar fi un tango. Dacă ați văzut vreodată cum se dansează tangoul, ați putea să înțelegeți exact ceea ce spun. Este un dans foarte pasional în care orice mișcare spontană declanșează mișcarea partenerului și se creează un discurs foarte neprevăzut, dar armonios. Și asta oferă tangoului acel ceva pe care niciun alt dans nu-l are. Am spus, poate își dorește să se exprime și altfel. Dacă el s-a obișnuit cu aceste gesturi mici de tandrețe, pentru că ei sunt siguri în dragostea lor, s-ar putea ea să-și dorească ceva romantic. Atunci el să vină, 8 de cupe, să vină și să se exprime și prin dans, eventual și prin poezie, tot ce înseamnă artă. Și spun că ar fi nevoie de un alt fel de comunicare pentru că domnului sau doamnei, leului, îi este teamă de o comunicare directă. Valetul de spade înseamnă o comunicare directă. Poate regele este aici jumate îmbrăcat și partenera este dezgolită, este doritoare să experimenteze și altfel de exprimări. Pentru că un dans, într-adevăr, poate fi foarte incitant. Deci este frică doamnei sau partenerul, partenera leului. Cum am spus și mai devreme, este teamă că este undeva pusă pe un piedestal și nu se poate bucura de un anume gen de intimitate, care necesită o poziție de la egal la egal, înțelegeți? Regina de cupe, clar, de monede, în aceste de cărți, trebuie, cum am spus și mai devreme, să-și mențină poziția. Îi este teamă să fie prea mult apreciată, dar în detrimentul unor experimentări fizice, care poate iar... aduce mai aproape. Asta este ce simt. Am spus deja două variante. Poate că detaliile sunt minore, dar nu chiar nesemnificative. Este vorba de o relație stabilă. Iar avem 10 de băte. 10 de băte, multă pasiune. Amândoi depun efort. Dar uneori efortul acesta poate să... Da, și 10 de cupe. Iar, cum am spus, în cazul în care este un trio, unii se simt obligați de pune prea mult efort pentru a-și satisface partenerul în contextul în care există o altă persoană care îi înțelege din toate punctele de vedere și emoțional și fizic, fără să aibă nevoie de prea multe gesturi, de prea multe eforturi. Conexiunea dintre ei doi este mult mai relaxantă, mult mai nonșalantă, tocmai poate pentru că au probabil o sinastrie mai bună. Iar avem un rege de monede, iar avem 10 de... sfârșit de ciclu, început de ciclu, 10 de monede, evident, iar și împăratul. Cineva s-a abținut foarte mult în acest context. Și probabil că nu a arătat suficientă deschidere în zona aceasta, este nevoie de mai multă deschidere și poate mai puțin tradiționalism, cum am zis, da? Avem și Marele Preot și undeva mai în spate, da? Și Împăratul. Poate cineva a fost
prea conservator în contextul în care cealaltă persoană chiar are nevoie de mai mult. E un moment, ori în cuplu, ori în viața oricărui om, când fiecare poate vrea să experimenteze ceva ce n-a experimentat până atunci. Nu neapărat ieși din comun, da? Sau măcar comunicarea să fie mult mai ușoară între cei doi. Aceasta ar fi etalarea restantă pentru cei născuți în semnul leului. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!